laudatio de făcut și îl fac acum în deschidere. Așadar, pentru cine mă cunoaște mai puțin, pentru că eu am și prieteni aici pe care îi revăd cu plăcere, sunt actrița Doina Ghițescu de la ansamblul artistic Ciocârlia. Prezența mea aici a început în momentul când, la potloci, la palatele brâncovenești, au poposit mai mulți membri ai acestei reviste, Forum, împreună cu domnul Petre Cichirdan, care se află aici, în rândul 1, în calitate de operator. Astăzi va imortaliza evenimentul care va circula la un moment dat pe Facebook și în alte locuri minunate, ca să știe și alții ce s-a întâmplat la biblioteca din Călimănești. Pentru mine, Călimănești, Căciulata, Olănești erau doar stațiuni balneoclimaterice pentru tratarea mobilierului, pentru că așa eram eu când eram micuță. Mi-aduc aminte că părinții mă aduceau aici, că eram bondocuță de atunci, spuneau să mai slăbim. Ei, nu prea s-a realizat, că n-am fost de prea multe ori. Acum s-am venit, nu pentru stațiunea balneoclimaterică de odihnă și tratament pentru întreținerea mobilierului, am venit pentru literatură. Și nu orice fel de literatură. Astăzi, această carte, inclusiv inculpatul cu ghilimelele de rigoare, adică inclusiv cel așteptat, era dorit, după cum mi-a spus un oaspete important al dumneavoastră, din anul 2021. Domnule primar, din anul 2021 este așteptată invitația și invitatul, cel care astăzi a reușit în cele din urmă să poposească. Doamnă director, mă bucur că văd aici un primar care dorește literatură, are grijă de cuvânt, de cuvântul, izvorul cuvântului, dorește ca acest lucru să fie frumos așezat aici în Călimănești. Mă bucur că participați, cunosc primari care nu vin la asemenea evenimente cultural, artistice, științifice, de literatură, care să rămână în matca acestui pământ numit România, frumos așezate în lada de zestre. Mă bucur că ați venit. Invitatul de astăzi, așadar acolo, la palatele brâncovenești. Mi-aduc aminte că dumneavoastră, domnule Petre Cichirdan, mi-ați spus că veți găzdui aici în Călimănești și veți participa cu o echipă. Iată pe echipă, o văd o parte din ei, care au fost premiați la, au primit premiile Brâncoveanu la palatele brâncovenești din Potloci. Ați spus că se organizează un eveniment unde oaspete de onoare este nimeni altul decât cel așteptat din anul 2021, scriitorul, dar și medicul Corneliu Zeană. Aplauzele îl îmbrățișează cu mare drag. Domnia sa este specialist în cardiologie, an și an la rând s-a dăruit oamenilor cu drag și cu știință, pentru că este inteligent și pentru că este specialist în meseria domniei sale și este de folos pentru oameni. Așadar, ani de zile, la spitalul de urgență Floreasca, unde domnia sa a fost medic cardiolog, face parte din Asociația Scriitorilor Medici din România, dar și din Asociația Scriitorilor din România, a călătorit în China și nu numai, în China, unde fiecare piatră are filozofia ei. A scris o carte despre China, așa cum a scris și această carte, Ultima Ardere pe Rug, Sighișoara. Acolo la Sighișoara, Sighișoara este orașul care păstrează cel mai bine amprenta orașului medieval. Așadar, pentru dumneavoastră, domnule doctor, am venit de la București, atât eu, ca actor, să vă citesc din carte, să mai facem și alte lucruri minunate, stabilite de comun acord cu doamna director Tănăsoaie, ca o femeie pe care Dumnezeu a desenat-o frumos. Este un om frumos, la minte, la trup și la suflet. Aplauze vă îmbrățișează cu ea. Așa e, ați văzut? Așa este, așa este. Nu am venit singură de la București, am venit cu o echipă, cu membri minunați, chiar dacă sunt la vârsta a treia, domniile lor sunt ingineri, sunt oameni care fac parte din Asociația Scânteia. Mă bucur mult de tot că suntem aici și salutăm domnul inginer textilist, domnul Constantin Georgian, aplauzele sunt pentru dumneavoastră, și cei doi buni prieteni. L-am cunoscut foarte bine și aș spune, prezența dumnealui aici sub semnul profesionalismului. Să-l vedeți cum vorbește limbi străine, asta contează foarte mult în stil și scriitură, adică contează foarte mult în stilul unui scriitor. Și aveți aici pe Aer Baconski, care e unul dintre cei mai mari traducători din literatura română.
Profesionalismul, ca să vă dau și partea asta de pitoresc a domnului Zea, să observă, a fost cu el în toată, nu, prin multe stațiuni din Europa, unde se recuperează cei din NATO, soldați. Dumnealui poate să facă baie în apă înghețată, într-o piscină, poate să sară în piscină și eu pot să fac un lucru mai simplu, să comentez Vaina Emir, nu? Deci, când trăiești, când mori, și să-i entuziasmăm pe cei care încercau să se redreseze și să furăm și ce se poate fura, adică ei nu vin în general singuri la redresările astea. Este un lucru, e o personalitate. Faptul că merge, că Zeanu merge în China, ține de curiozitatea lui și de dispoziția cumva ancestrală între creștin, democrație și o nuanță a filozofiei din China și din zonele de acolo. Aș vrea să vă spun că acest volum, Coadea de Peru, este, după mine, un volum scris foarte bine și evenimentele de acolo, unele puteți găsi ca o mică istoricitate, altele sunt ca diaforie, deci ca istorie reflexivă, dar constituie o carte ce poate fi admirabilă, o carte pe care putem încadra în Axiom Group, adică în marea literatură germană și vorbească, care a dat-o pe Hertanier. Corneliu Zeană scrie atât de dens, dar lui este român și asta se vede în stil, fiindcă stilul pe care îl folosește și tipul lui de... tipul de scriitură și tipul de istoriologie pe care o practică provine din, să zicem așa, metaforele obsedante, provine dintr-un inconștient colectiv, dar și dintr-un mit personal care răbunește sau care se dezvoltă în această carte. Mi se pare că e una dintre cele mai importante, și tradusă în străinătate, dintre cele mai importante cărți scrise în literatura română în această arie a mitele europei, nu ați venit și noastră, știți mai bine cum e cu mitele Europa, și plasându-se acolo, putem vorbi de a românului Corneliu Zeană și despre problemele foarte importante din spațiul acesta balcanic, probleme foarte importante care se sublimează sau nu, dar care există și care în literatură au produs această carte despre Adria Peru pe care a scris-o Corneliu Zeană și despre zona aceea, nu mai a Sighișoarei, ci a evenimentelor de acolo. Rare ori poți întâlni o scriitură care sublimează atât de mult o istorie. Modul cum pronunță și modul cum recită Damian Ghițescu face parte din fenomenul acela foarte important al plurilingvismului, care declanșează ceea ce este important, psihologiile abisale. Mă bucur că aici este Corneliu Zeană. Noi vom putea și vom discuta pe măsură ce doamna Ghițescu va recita din texte să interpretăm. Recent a fost Ziua Internațională a Lecturii. Din păcate, aici aveți o podoabă, o chintesență, un loc de unde lumina cărții iradiază în zona aceasta binecuvântată. Din păcate, România stă prost. Stăm pe ultimul capitol la cititori de carte. Bibliotecile nu sunt asaltate de cititori. Suntem pe ultimul loc la cumpărare de carte la bibli și nu este întâmplător faptul că analfabetismul a luat niște proporții extraordinare. Suntem pe primul loc în Europa, conform studiilor făcute, studiile autorizate, nu? Studiile PISA, care arată că 40% din adolescenți nu mai înțeleg ce citesc sau desprind de carte.
Este trist că 73.800 de copii români au cel puțin un părinte plecat în străinătate. Încercăm, sunt președintele societății mele și eu scriitori, prin literatură să aducem ceva, un medicament pentru vindecarea unei lumi și a unei societăți bolnave. Există o lege care protejează bibliotece, din păcate nu este acoperită. Doamna Doina Ghițescu face un act de generozitate aducând cu greutate la București un mare număr de cărți. Aș vrea să îndemn spre lectura generația tânără, pentru că lectura prelungește viața. Da. S-a dovedit că lectura apără până și de Alzheimer și de îmbătrânire, că nu e vorba numai de viață. Că una din devizele Organizației Mondiale a Sănătății este să dăm ani vieții, să lungim viața, dar dă viața anilor. Iar lectura dă viață anilor. Este un apel pentru revenirea la carte, pentru revenirea la lectură. Fie că o avem, așa cum prefer și eu, așa care miroase a tipar și o simțim în mână, fie sub orice altă formă modernă. Însă lectura asta nu trebuie să fie părăsită de tânăra generație. Și România este cumva în primejdie în vremurile acestea de mare frământare și de mare pericol. Vedeți Republica Moldova, care este amenințată după Ucraina, amenințată cu amenințările lui Lavrov, nu sunt de glumă. Și ar trebui să-i fim alături în aceste vremuri. Și nu se face suficient. Gândiți-vă dumneavoastră, eu am o părere, nu mai spun despre tovarășul Ion Iliescu, dar nu e întâmplător faptul că nicio publicație din Chișinău sau din Cernăuț de limbă română nu penetrează în România. Este o interdicție care ar trebui ridicată acum, măcar de guvernul actual. Este inadmisibil. Singurul partid care a ridicat problema asta chiar de la început, în 1990, imediat, în primul, de reîntregirea țării prin realipirea Basarabiei, o experiență cumplită dincolo de Prut, a fost Partidul Național Țărănesc, formă creștin-democrat, figura luminoasă a lui Corneliu Coposu, iar acum, când a decăzut, s-a ridicat din nou acest PNC Maniu Mihalache. Și sunt semnele vremii, cu asta închei. Uitați-vă la Râmnicu Sărat, unde a fost asasinat Mihalache în 1963, am vizitat această închisoare ruinată. Acum se reface cu fonduri europene și va deveni un muzeu al ororilor comunismului la Râmnicu Sărat. Iar Academia Română, acum două săptămâni, l-a omagiat pe Iuliu Maniu în Amfiteatru Mare. Adică este sunt semne ale unei renașteri pe care trebuie să o promovăm, să o provocăm, pentru că suntem cumva responsabili, fiecare din noi, nu numai de viața noastră și a familiilor noastre, suntem cumva responsabili de viitorul țării. Și există o vână, o fibră patriotică foarte bine înțeleasă, care trebuie valorizată. Vă mulțumesc foarte mult!